Eu pe întâi dau, îți dau abonamente la mine care sunt abonamentele sau eliberat gratuit. Sunt contracost sau sunt gratuite? Eu abonament gratuit. Contracost. Am înțeles. Bine, mulțumesc. Fără valoare. Când era fără valoare. Bun. Nu, deci abonamentele sunt contracost, da? Te rog, verifică și tu. Contracost. Consiliul Județean săptămâna trecută a specificat foarte clar că abonamentele sunt gratuite pentru ei. Stați un pic, dumneavoastră vă aflați într-o fază în care nu știți. Abonamentele se liberează la 1, tabelele au venit pe 3-4 la școli. Da? Deci problema care e? La 1 să face abonamentele, se liberează bonul fiscal. Eu nu pot să iau bani sau să dau abonamente gratuite. Știți de când este legea? Deci știu, e cu o zi înainte să înceapă legea, școlile. Legea este dată de pe 11 septembrie. Da. Da? Dumneavoastră aveați obligația să eliberați gratuit. Cu proză de contracost. Da? Tabele. Păi, dumneavoastră, cum dați abonament de la când aveți tabele și astea? Tabelele? Nu e ca la 3. Tabelele putem să demonstrăm că au venit de la școli. Da? Este pe adresa de e-mail la dumneavoastră, au venit la școli. Adresa de e-mail, așa, și banii dărâni trecut de la COVID, deci, unde sunt? Eu discut acum pe legea. Știu, dar eu am bani, peste 200 de milioane de bani de la școli de recuperat. Și trebuie să dau în judecată dacă e lege dată. Deci, la acel moment, la acel moment nu a existat lege. Da? Nu să ne existe, a fost tot o hotărâre de guvern. Știți foarte bine că nu a existat, da? Nu, acum este o lege în vigoare, dumneavoastră nu ați respectat. Da? Și, da? Și bun. Din acest motiv, colegii mei de la serviciul de transport, vor merge pe partea de sancțiuni, da? Da. Urmând ca, pentru că nu ați respectat ce a spus Consiliul Județean, licența dumneavoastră temporară de 1 zi să fie retrasă. Mi-ați eliberat-o în baza la prelungire. Fiindcă ați ținut licitația aia, dar o știți cum a ținut-o. Deci, licitația este în vigoare, da. Dar știți cum a ținut-o? Mie nu mi-ați dat dreptul să licitez și pentru asta o să aveți o plângere penală pe discriminare. Că am două societăți care practică transport de persoane. Am înțeles. Foarte deci, dumneavoastră... Vă rog să vă adresați justiției, da? Corect. O să urmează. Discuția este cu avocații să ridicăm. Colegii mei vor duce de... Este vina transportatorului. Eu sunt singurul. Sunt atâtea firme care au eliberat abonamente contracost. Sunt foarte toate multe. Firmele. Păi de ce? Da. Că s-a întârziat sistemul. De ce dumneavoastră veniți acum și dați în începând de săptămâna trecută. Nu este adevărat. Nu este adevărat. Poliția iese la control. Ascultați-mă și la asta, domnule. Poliția iese la control. Pentru un bilet este 45 de milioane de euro acum 90. Dacă noi nu avem abonamente, copilul nu are pe toată deschizi să fie la mână, deci, ne-o luăm și amendă. V-au transmis în telegram. Eu vă arăt, dumneavoastră, ați eliberat abonamente. Dacă este, cum spuneți dumneavoastră... Păi datorită la frică asta, pentru că noi putem să fie amendați de poliție că nu are document. Copilul nu are legitimație de transport. Pe ce dată ați spus că ați întâi? Da? Haideți să vedem. Eu consider că de luna viitoare se poate rezolva problema asta. După 2, nu mai s-a dat niciun abonament. Cum ați eliberat pe 2 pentru data de 1? Cum ați eliberat pe 2? Ați eliberat pe 2 pentru toată luna. Deci atunci am încasat, atunci era bonul fiscal. Cartonul care ăla n-are nicio valoare, așa? Singura valoare e bonul fiscal la un abonament. Dar ați încasat pentru toată luna, da? Am încasat, da, dar e bon fiscal, da? Eu am înțeles. Eu n-am încasat ilegal. Eu banul când mi s-a adus, i-am tăiat bon fiscal. Eu am înțeles. A spus pic. Altceva până acum. Ce am spus? Că ați eliberat pe 1. Pe 1 și pe 2, așa se eliberează. Eu am înțeles. Cum ați eliberat pe 2 pentru data de 1? Pe 1 mi se pare că a picat duminică. Din câte știu eu. Deci, ia uitați-vă pe calendar. Mai de vreme, dumneavoastră a spus că mă spus și dumneavoastră în ședință că abonamentul este de la 1 până la... Ia uitați-vă, e data ăla înseamnă 2. Abonament. Pe 1? Pe ce dată se eliberează? 1 și 2. Acum, practic, 2... Până pe data de 1.
pot... A fost duminică. Acum parlamentăm degeaba, da? Nu, consider că de luna viitoare se poate intra normal și se poate face treaba asta. Acum a fost eu am deja spus... foarte târziu și am... Nu, de... n-ați înțeles ce am spus. Săptămâna trecută i-am spus așa. Nu aveți cum să începând de astăzi... Acum ascultați? Nu v-am spus. Săptămâna trecută am spus așa. Începând de astăzi eliberați abonamente gratuite și celor care eror aleați eliberat contra cost. Care? Că n-am mai venit care? La abonament gratuite. Să întrebăm toți elevii dacă le-ați spus la discuție. Le-am spus că luna care vine, le eliberez, să vină tabele. Vreau să spuneți altceva. Dânsul spune că domnul Dânsul au vrut să le elibereze gratuit, dar nu ați mai vrut voi. Așa este? Nu e. Auziți ce spun copiii, da? Copiii are... Ați auzit ce spun copiii? Are abonament. Acum, ce trebuie să eu nu pot să le dau pe Lipănești, nu pot să le dau abonament, care are abonament la tren. Deci, are tren. Slănic. Da, păi sunt și de Lipănești care sunt. Dumneavoastră le eliberați două abonamente, plătește statul și la tren și la microbuze. Știți problema asta? Eu am doar problema microbuzelor, nu știu de ce nu uitați trenul. Păi nu, copiii au abonamente și la tren. Dar nu este problema dumneavoastră. Păi nu e problema mea, dar dumneavoastră ca stat plătiți două abonamente? Deci eu am problema... autobuzului și microbuzului dumneavoastră. Da, da. Ați eliberat gratuit, da sau nu? Nu! Foarte mic. Ok. Deci, te rog să... Ce nu vreți să înțelegeți? Că nu s-a... Nu-i problemă. Vă rog mult să ne spuneți și nouă. Practic, în momentul de față, retrageți licența transportatorului? Da. Potrivit legii, transportatorul avea obligația să emită gratuit abonamente elevilor. Faptul că nu a eliberat gratuit, deși a avut la dispoziție timpul necesar, atunci vom lua această măsură tocmai pentru a pune în legislația să o respectăm. De când se retrage licența? O să ajungem la sediu, o să facem documentele și după aceea o să-l comunicăm și transportatorul. Pe ce traseu efectua cursa? Este pe Slănic, Ploiești-Slănic și încă... Există un alt transportator care va efectua cursa aceasta? O să preia probabil altcineva cursele respective.